Una dintre cauzele dezastrului de pe șoselele României își are cauza și în școlarizarea șoferilor. De peste 15 ani, instructorii auto cam fac ce doresc în acest domeniu nereglementat și necontrolat suficient. În această tagmă a instructorilor auto sunt o parte din cei care lucrează total ilegal, ne declară Marius Teodorescu, managerul școlii de șoferi TEO. Diferența este dată de profesionalism, de implicarea directă, inclusiv a bordului școlii și de parcul auto care este schimbat în permanență, este înnoit. Suntem singura școală de șoferi din țară care are mai mult de 10 mașini electrice, full electrice în acest moment. Singura școală de șoferi care oferă posibilitatea persoanelor cu dizabilități, chiar dizabilități grave, să poată obține permis de conducere. Au fost oameni care de la brân jos n-aveau nimic și au reușit să obțină permis de conducere prin intermediul școlii noastre. Și în ultimul rând, noi avem toate categoriile care există pe permis, în afară de tramvai, orice altă categorie poate fi obținută prin ajutorul școlii de șoferi. Este ușor să vă desfășurați activitatea în acest climat economic actual și având în vedere și concurența ce face? Aici sunt mai multe subiecte de discutat. Pe de o parte, ar trebui să ținem cont de faptul că de la Revoluție încoace, după decembrie 89, din an în an, natalitatea a scăzut. Asta înseamnă că în fiecare an apar din ce în ce mai puțini tineri care împlinesc vârsta de 18 ani, la care pot obține categoria B, să zicem, ca idee. Pe de altă parte, pe acest domeniu sunt convins că în toate domeniile există așa ceva, sau aproape în toate, dar pe acest domeniu, în mod deosebit, există un grad fantastic de mare de piraterie. Am mai încercat ANAF-ul să facă curat, a și reușit într-o mică măsură. Eu reușesc să înțeleg și știu că n-au personal suficient ca să poată să trimită să facă control la fiecare școală de șoferi din țară. Dar ce facem? Că dacă ne uităm pe site-urile de profil, o să vedem că sunt fantastic de multe școli care își fac reclamă. În realitate, ele pe site-ul Ministerului Transportului nu există. Dar ei își fac reclamă, iau banii cursanților, bani pentru care nu eliberează niciun fel de documente fiscale. Și atunci, pentru noi, școlile serioase, asta înseamnă o concurență neloială, da? Și e foarte greu să ții pasul, să mergi la prețuri de dumping, pentru că altfel nu reușești să rămâi în piață. Stă vis-a-vis de tine piratul, el face înscrieri, tu nu faci înscrieri. El face înscrieri pentru că la el cei 19% care îi dau TVA la el nu există, impozitul pentru bani încasați din nou nu există și atunci această concurență în noi, această piraterie ne termină și ne face viața foarte grea. Acesta fiind și motivul pentru care, din păcate, nu există un grad foarte ridicat de pregătire, nicăieri. De ce? Pentru că sunt școli cu 2 mașini, 3 mașini, din 2-3 mașini nu-ți poți permite să plătești chirie la un sediu cum trebuie, să plătești profesori de legislație, să ai toate cele necesare, așa cum prevede Ordinul 733 care reglementează activitatea școlilor de șoferi. Și e dureros să reafirmăm că România este prima în Europa la număr de accidente cu victime de foarte mulți ani și, din nefericire, dacă cei abilitați să facă ordine în acest domeniu nu se implică, va rămâne în continuare mulți ani de acum încolo tot pe locul numărul 1 accidente cu victime. Cum vedeți viitorul, atât pentru școala de șoferi TEO, cât și pentru acest domeniu? Pentru domeniul nu știu să vă spun și nici măcar pentru școala de șoferi TEO nu știu să vă spun exact. Pot să vă spun cum mi-l doresc să fie. Mi-aș dori să fie un cadru legislativ care să permită un control cât mai bun și atunci să nu mai existe școli de-astea de apartament, de bancă în parc sau eu știu ceva genul ăsta. Să existe doar școli serioase care își fac treaba, cei care își fac treaba să rămână, cei care nu să caute alte domenii. Ce este necesar să fie așa, pentru că școlile de șoferi concură la siguranța circulației, de aia suntem și păstoriți de o lege specială, această lege care reglementează activitatea școlilor de șoferi. Și mai mult pot să vă spun că, strict cu privire la școala de șoferi TEO, noi de când am apărut din ianuarie 2003, în permanență am venit cu lucruri noi, pe care le-am făcut și pe care alții nu le făceau și asta ne-a ajutat să ajungem pe primul loc, acolo unde suntem, iar dacă cineva are ceva de obiectat asupra acestui prim loc, pentru că tocmai am primit de curând o hârtie de la Ministerul Finanțelor unde ne atrage atenție că ar trebui să nu mai spunem că suntem primii, decât dacă putem să-și demonstrăm treaba asta. Noi putem să demonstrăm că suntem primii după numărul cursanților, după taxele și impozitele pe care le plătim la stat. Dacă există o altă școală în România care plătește taxe mai mari decât noi, înseamnă că ei sunt primii. Dacă nu, înseamnă că noi suntem primii pentru că plătim cele mai mari taxe. Suntem primii pentru că avem cel mai mare număr de mașini noi, mașini electrice, nu mai există nicio școală în țară cu 10 mașini electrice, noi nouțe, și atunci cred că pot afirma cu tărie că suntem primii, fără să am niciun fel de emoții în acest sens. Și de data aceasta vom veni cu lucruri foarte noi. Sunt convins că le vom putea pune în practică spre sfârșitul acestui an. Iar aceste lucruri pe care le vom aduce noi în activitatea școlii de șofer TEO, cu siguranță nu vor putea fi făcute de o altă școală de șofer, pentru că necesită timp, foarte multe investiții, foarte mari, iar noi ni le-am asumat și ni le asumăm de ceva ani de zile, de când tot pregătim ceea ce vrem să facem, o mică revoluție, să zicem așa, în domeniul școlii de șoferi și în organizarea lor. Ce părere aveți despre recenta lege care permite și celor care abia au trecut de 18 ani să-și ia permisul de conducere de șofer profesionist C și CE? Aici asta a apărut pentru că existau niște probleme din partea transportatorilor, nu aveau suficienți șoferi și aș mai adăuga o întrebare. Aveți cetățeni străini care fac cursuri la școala de șofer TEO? Cu privire la prima întrebare, cred că este un lucru bun ca tinerii de la 18 ani deja, cu condiția obținerii mai întâi a categoriei B, să poată obține ulterior și categoria C, respectiv CE. De ce? Pentru că oricum aveau dreptul să obțină categoria C1 și C1E, pe care din nou pot spune că doar școala de șofer TEO o avea, iar acel camion difera de cel de C1 doar prin tonaj de pe talon, pentru că el ca și mărime, cufărul camionului de la C1 e identic ca și mărime cu cel de la categoria C, doar greutatea nu putea fi pusă aceeași pe camion, pe de o parte. Pe de altă parte există o condiție, ei nu au voie să iasă în afara granițelor României până la vârsta de 21, când le-ar fi permis legea anterioară să obțină permis de conducere categoria C, iar este un lucru foarte bun pentru că avem posibilitatea să folosim acei șoferi pe teritoriul României și, așa cum ați spus și dumneavoastră, firmele transportatoare de mărfuri se plângeau de această criză a șoferilor, plus că atunci când ei vor ieși în afara granițelor au deja ceva experiență pe un camion. Și cu cetățenii străini? Cu cetățenii străini, da. Sunt cetățeni străini care reușesc să obțină permis de conducere, fac școala la noi și obțin permis de conducere. Sunt reglementări care nu le permit să obțină permis de conducere decât strict engleză, franceză, germană. Nu le dă posibilitatea și în alte limbi. Cred că s-a implementat și pentru limba maghiară, n-aș vrea să spun o prostie, m-a interesat un pic mai puțin acest subiect. Dar, din fericire, noi avem și instructori vorbitori cel puțin de limba engleză și atunci așteptăm și acești doritori de a obține permis de conducere care nu sunt cetățeni români să facă școala de șoferală. Situația aceasta creează o concurență neloială școlilor care mai sunt încă serioase și încearcă să urmeze procedurile corect. De regulă, autoritățile nu desfășoară controale, iar atunci când puținele controale se efectuează, nu sunt mediatizate suficient pentru a aduce în atenția publicului aceste situații.